Bună dimineața, dragă Diana! Energia zilei, să știi că este una maturizării emoționale, cu condiția să depășim așteptările și atașamentele pe care le avem. Simțim nevoia de siguranță să ne rezonăm la starea celor de lângă noi. S-au făcut lămâile la noi în platou. Fresh, proaspete. Ia, să vezi ce bune sunt. Mă auzi, dar de plastic, Ilona. Bă, dar și tu, pe bune. Perfect. Ați puneți mult accent pe relația de cuplu. Sunteți impactați emoțional, critici și chiar lipsiți de încredere. Ar fi bine să fiți mai empatici, să vă coborâți mintea în inimă pentru a înțelege și nevoile celuilalt. Taur, misomatizări emoționale vă scot din starea de confort. Este o lecție pentru voi în care e necesar să înțelegeți că emoțiile și nevoile nesatisfăcute se manifestă prin provocări de sănătate. E indicat să vă deblocați emoțional și să fiți atenți la ceea ce este cu adevărat important pentru propria persoană. Gemeni, relația de iubire, romantismul, joacă un rol foarte important azi. Fluctuațiile emoționale sunt strâns legate de relația în care sunteți implicat. Vă idealizați partenerul și sunteți într-o stare de fuziune emoțională ce duce la evoluția cuplului. Rac, mici tensiuni în familie, poate chiar cu unul din părinți. Aveți sentimentul că provocările familiale vă pot afecta viitorul. E posibil să vă faceți griji nefondate și mai târziu să regretați. E necesar să fiți mai adaptabili. Leu, ceea ce simțiți, exprimați. Comunicarea voastră este influențată de emoții azi mai mult ca oricând. Ar fi bine să ieșiți din rutina zilnică și să faceți o călătorie scurtă pentru a vă gestiona mai eficient stările negative. Fecioară, și voi sunteți excesiv de sensibil astăzi. Vă proiectați emoțiile în posesiuni, vă gândiți la siguranța și stabilitatea financiară. E important să vă înconjurați de persoane care au aceleași idealuri și principii cu ale voastre. Balanță. Voi aveți predispoziția și tendința de a prelua grija celorlalți asupra voastră. Ați filtrați totul prin reacțiile emoționale ale mediului în care sunteți. E bine, dar încercați totuși să veniți și cu picioarele pe pământ. Scorpion. Pentru voi azi este o zi în care vă regenerați, vă regăsiți pacea și echilibrul. Sunteți ceva mai enigmatici, misterioși, dar cu o minte creativă. E minunat. Azi vă încărcați bateriile pentru săptămâna productivă care urmează. Săgetător. Ziua de azi vă conferă siguranță, securitate și confort în preajma prietenilor vechi pe care vă puteți baza. Aveți grijă să nu vă lăsați însă influențați de opiniile celorlalți în ceea ce privește planurile voastre personale. Capricorn. Astăzi aveți nevoie de foarte multe validări exterioare pentru a vă recăpăta încrederea în voi, în aspirațiile pe care le aveți. Nu e cazul să cereți aprobarea și recunoașterea exterioară atâta timp cât voi știți clar că sunteți o autoritate asupra vieții voastre. Vărsător. Emoțiile voastre sunt foarte puternice și puteți reacționa conform stărilor interioare. Folosiți-le mai bine pentru a explora noi orizonturi și pentru a vă pune în practică energia protectoare și plină de grijă. Pești. Și la voi sensibilitatea emoțională este crescută azi. Sunteți totuși foarte profunzi, vedeți, percepeți dincolo de ceea ce vi se prezintă și asta vă face conștienți de intuiția foarte bună de care beneficiați. Relațiile de iubire pot trezi emoții puternice pe care le-ați mai experimentat. Dragilor, aceasta este energia zilei pentru fiecare semn zodiacal. Și să nu uităm că astrele ne susțin dacă noi susținem viața cu armonie.